Domnule Ștefureacă, ați publicat ieri câteva date îngrijorătoare, spun eu, dintr-un sondaj făcut în perioada 2-5 septembrie, deci chiar în plină criză politică, chiar atunci izbucnise această criză politică, care aparent nu se mai termină sau nu se termină prea curând. Aș vrea să le luăm pe rând și să ne explicați pe larg ce semnale dau, de fapt, românii în această perioadă. Aproape două treimi dintre români, da, 63%, sunt de părere că situația generală din România este mai rea decât în urmă cu 30 de ani. Ce să înțelegem din aceste cifre? Da, mă rog, datele pe care le-am publicat ieri sunt extrase dintr-un studiu mai amplu pe mai multe teme. Am ales aceste date pentru că ele reprezintă un adevărat, un veritabil semnal de alarmă și le-am interpretat, poate, sigur, un pic metaforic, ca un fel de apel al populației României adresat clasei politice, până la urmă, legat de mai multă responsabilitate până în ceea ce privește gestionarea crizelor cu care ne confruntăm, pentru că sunt multiple crize, de la cea sanitară, economică și cea politică, despre care cu siguranță vorbim și vom vorbi. Faptul că la 30-32 de ani, aproape de la schimbarea de regim din 1989, avem aproape două treimi dintre români care consideră că în prezent situația generală a țării e mai proastă decât în urmă cu, așa cum spuneam, cu 30 de ani, mi se pare absolut frapant. Dacă am analizat, să spunem, indicatorii economici, e evident pentru oricine că lucrurile sunt mai bune acum decât în deceniul negru al comunismului, anii 80, care au fost teribili din punct de vedere al vieții sociale, economice, politice, nu mai vorbim. Cu toate acestea, la nivelul percepției publice, aceste date nu arată neapărat o evaluare pozitivă a acelei perioade. Gândiți-vă că la acest sondaj au răspuns și populația cu vârsta de 18-30 de ani, care nici nu s-a născut în acea perioadă. Sigur, răspunsurile lor sunt influențate de socializarea primară, de ceea ce vorbesc cu părinții, de educația pe care au primit, de lucrurile pe care le-au citit. Dar dincolo de aceste lucruri, acest procent de 63% arată în primul rând o nemulțumire, o lipsă de orizont și de încredere a populației față de ceea ce se întâmplă în prezent. E de fapt o critică dură și repet acest cuvânt la adresa situației din țară din acest moment. Sigur, situației politice. Și situației politice. Sigur că aceste date au fost culese, așa cum ați spus, în perioada 2-5 septembrie, în plină criză politică. Există un efect emoțional care, sigur, influențează opiniile populației, mai ales atunci când datele sunt culese în perioade de criză. Suntem și într-o criză pandemică de peste un an și jumătate aproape. Prin urmare, aceste date sigur că sunt influențate de crizele multiple prin care trecem. Dar asta nu înseamnă că cifrele nu trebuie să ne îngrijoreze foarte mult, mai ales dacă încercăm să le privim și într-o perspectivă. Noi am mai aplicat o cercetare similară în urmă cu vreo 7 ani, în 2014, întrebări similare. Atunci aproximativ 40% din populație spunea că situația din România era mai bună în urmă cu 25 de ani. Puneam atunci întrebarea că erau 25 de ani de la schimbarea de regim. Deci diferența de 23% chiar. Ne-am așteptat, sigur, ne-am așteptat ca lucrurile să scadă pe măsură ce avansăm, pe măsură ce, evident, nivelul de dezvoltare al țării crește, pe măsură ce situația economică se îmbunătățește, pe măsură ce nivelul de trai devine mai bun, pe măsură ce veniturile cresc. Încă o dată însă acest procent mie cel puțin îmi arată o gravă nemulțumire și tratarea cu superficialitate a ceea ce se întâmplă la nivelul societății, tratarea cu indiferență poate sau cu ușurință a frământărilor sociale, a nemulțumirilor populației, încă o dată a lipsei de încredere, riscă cumva să se întoarcă împotriva societății și împotriva noastră în ansamblu ca țară. Nu, sigur, partide, după asemenea crize, partidele pot să unele partide
partide pot să dispară. Au mai dispărut partide după crize politice. Ne aducem aminte poate de PNCCD, un partid care conducea România în urmă cu vreo 20 de ani și acum nu mai, practic el nu mai există, nu mai e un factor relevant în viața politică românească. Și după aceste crize, unele partide ar putea să dispară, ar putea să devină irelevante, dar dincolo de acest lucru ne putem trezi poate cu schimbări și zguduiri sistemice în România. Atunci când ceea ce livrează guvernanții nu se conectează la ceea ce așteaptă guvernații, adică populația, crizele sistemice pot să apară cu consecințe absolut dezastroase. În istoria recentă a României noi ne-am confruntat cu astfel de situații și când spun istoria recentă a României mă refer, hai să spunem, la ultimii 100 de ani. Evident că nu ne dorim, România s-a integrat în Uniunea Europeană, integrarea euroatlantică este un bun câștigat și un merit al actualei clase, al clasei politice din, să spunem, din ultimii 30 de ani, dar haide să spunem că aceste câștiguri riscă să nu fie irreversibile. Încă o dată, atunci când se produce o mare ruptură, o asemenea ruptură între ceea ce așteaptă oamenii și ceea ce livrează până la urmă guvernanții, crizele nu doar sociale, crizele sistemice pot să zguduie societatea în moduri pe care aproape nu le anticipăm în acest moment. Îngrijorător este faptul și că aproape jumătate din cei care au răspuns nu cred că peste 30 de ani România va arăta mai bine, dar din contră. Am pus cumva aceste întrebări în oglindă, evaluarea situației din prezent în comparație cu trecutul un pic mai îndepărtat și evaluarea, cumva o măsurare a pesimismului, optimismului față de viitor, tot așa într-un orizont pe termen lung și foarte lung. Aici, iarăși, da, aproape 45% din populație consideră că peste 30 de ani, în 2050, situația României, situația țării ar urma să fie mai proastă, mai rea decât cea din prezent. Comparativ cu răspunsurile din 2014, e un decalaj enorm, pentru că atunci doar 12% spuneau că va fi mai rău peste 25 de ani, am pus atunci acel reper, față de situația din 2014. Deci pesimismul la fel este în creștere, confirmă răspunsurile de la cealaltă întrebare și arată că populația în acest moment, cel puțin după un an și jumătate de pandemie, de lipsă de perspectivă și din cauza faptului că într-un asemenea context clasa politică, politicienii livrează crize și nu soluții până la urmă pentru îmbunătățirea nivelului de trai al populației și pentru rezolvarea problemelor populației, din acest motiv nu există un orizont, nu există speranță, nu există repere, iar când nu există repere, tentația, și nu doar în România, tentația în orice țară democratică este aceea de a se îndrepta poate pe vocile, spre vocile mai radicale, populiste, extremiste, iar din acest punct de vedere, în România deja se conturează un mic tablou care poate nu e cel mai fericit pentru societate și în orice caz nu pentru partidele tradiționale din zona de mainstream care pot fi moderate și trebuie să fie moderate și poate că ar fi bine să conducă această țară. Dar dacă nu livrează, nu vor mai conduce această țară. Partidele noi au... Absolut. Mai ales în asemenea contexte și pe fondul unor asemenea frământări sociale pe care le cumva... le dezvăluie cercetările sociologice ca un alert timpurie, să spunem. Da, aceasta poate fi consecința. Populația, până la urmă, dacă nu mai are încredere în partidele principale, evident că își va orienta atenția spre alte voci care, încă o dată, poate surprind fenomenele și printr-o retorică agresivă, prin comportamente agresive, pot să atragă Cum este AUR, spre exemplu, că am văzut că AUR a depășit USR Plus încă din luna aprilie, anunțați chiar dumneavoastră. Este și AUR, diferența începe să se vadă și să crească între cele două partide. Imaginați-vă că noi suntem în această criză la doar 8 luni de la crearea acestei coaliții de guvernare. Doar 8 luni au trecut și uitați-vă în ce situație încălcită suntem. Până în 2024, până la alegeri, Dumnezeule, cât de multe lucruri se pot întâmpla. Da, este AUR, pot să apară alte formațiuni. AUR a apărut așa de nicăieri și ne-am trezit cu AUR la 10% în Parlament în 2 luni. De când au început să fie ceva mai vizibil și au luat scorul pe care l-au luat. Populația României în acest moment este și foarte distanțată de procesele electorale, de procesele democratice.
în sondajele de opinie, răspunsurile privind participarea la vot sunt tot mai puține, în sensul în care rata, să spunem, declarată de prezență la vot scade, prin urmare și rata reală de prezență la vot va scădea. Pe fond de prezență mică, aur au luat 10%. Pe 2024, similar, dacă vom avea o prezență și mai mică, vor veni doar un grup minoritar la vot, înseamnă că votul va depinde de capacitatea fie de mobilizare prin a partidelor mari sau de radicalismul vocilor care reușesc să mobilizeze mici grupuri de populație. Marea majoritate va sta acasă și vom putea asista la nașterea unor noi partide, la nașterea altor lideri, să spunem, cu profil populist, care vor exploata nemulțumirea populației față de lipsa de rezultate livrate de, să spunem, guvernanți. Deci dacă va continua acest trend de neîncredere a românilor față de clasa politică și față de viitorul pe care îl văd sumbru în marea majoritate, jumătate chiar dintre cei intervievați, e posibil să vedem o scădere drastică a prezenței la următoarele alegeri. Absolut, iar pe fondul acestei scăderi drastice... Urmează un an extrem de important, unde vom avea patru rânduri de alegeri, aveți dreptate, extrem de relevante. Repet, noi am luat această decizie de a publica aceste date mai degrabă pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la situația existentă în societate și, cum să spun, poate și prin aceste mijloace, până la urmă, sondajele de opinie au tocmai acest... au și acest rol foarte important în orice democrație, pentru că ele nu funcționează în alte țări, funcționează în țări cu regimuri totalitare, dictatoriale, funcționează mai ales în democrații, de a arăta leadership-ului starea de spirit a populației și de a genera alerte, să spunem, timpurii, care să determine o schimbare de comportament, o apropiere între ceea ce livrează politicienii și ceea ce guvernanții și ceea ce și care sunt și așteptările populației. Din acest punct de vedere, cred că e un semnal de alarmă și un apel la responsabilitate și la mai multă maturitate, să o numim. Cred că poate acesta e cuvântul potrivit. Repet, suntem iarăși în preajma valului 4 pandemic. Deja în România sunt vreo 4.000 de cazuri. Predicțiile arată că vom depăși amploarea valului 3. Ce înseamnă, vorbim de valuri, e simplu, 1, 2, 3, în spatele acestor cifre înseamnă destine frânte, înseamnă oameni care mor în spitale, înseamnă familii care trăiesc drame profunde și... Și nu avem un ministru al sănătății. Ultimul lucru pe care ne l-am putea dori ar fi o criză politică, certuri între partide care își iau bagajele și pleacă. Nu e absolut deloc în regulă. Deci oamenii așteaptă maturitate și responsabilitate într-un asemenea context.